Mascații au descins în Curtea de Argeș, la Valea Iașului, Valea Danului, Pitești, Mărăcineni, Ștefănești, Ciofrângeni și Moșoaia. În total au fost 12 percheziții domiciliare în județul Argeș la locuințele unor persoane bănuite de cămătărie și furt. Acțiunea are loc sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș. Din cercetări a reieșit că din 2012 și până în prezent, cei în cauză ar fi acordat unor persoane diverse sume de bani cu titlu de împrumut, percepând dobândă. De asemenea, datornicii sunt bănuiți că din anul 2017 și până în prezent ar fi sustras bunuri din societăți comerciale din Argeș. La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.